Care era statutul în acea perioadă a femeii? Femeia din trecut muncea casnică majoritatea, nu erau la servicii, avea copii, avea, țineau păsări, animale. Mama mea de bunoară a fost comerciantă de boi. Bunicul meu a fost, s-a numit Dumitru Gheorghe Timofte și el a fost barâșnic de boi. Fiind barâșnic de boi, mama mea nu știu carte, dar în schimb avea școala veții. Cu toate că noi eram, nu se învăța carte, au avut două fete. Una o dat-o la școală și pe mama nu o dat-o. Pe cei mai mic o dat-o, că o zis că era mai slăbuț. Mama fiind o leacă mai plinută, o zis că o ține ca să facă treabă. Că așa era părinții pe atunci. Și o trimitea cu vagoane cu boi la Constanța, care le duce în alte țări, că și atunci se făcea comerț. Și vine cu bani acasă și avea afaceri cu un evreu. Evreul și ala îl sponsoriza, cumpăra animale cu bunicul, se duce bunicul știe să comercieze și lua banii și pleca. Când vine înapoi, nu era atâta frică și atâta grijă pentru fată, că, cu toate că ea era fată, că nu o trimite. O trimite, avea bază pe ea, cu trenul. Boi încărca în vagoane boi, ea se urca la personal. Când ajunge vagoanele cu boi în Constanța, ajunge și mama cu asta. Le preda, aducea înapoi în scris, îi vine banii prin chitanță și îi aducea lui domnul Cedner, care el, soția lui, a avut o farmacie de vale la gară. Cine o apuca pe atunci, mai ține minte și mai știe. Și mama, pe timp de primăvară, s-a mânat o bucată de pământ cu cânichiștii, care cu cânipă, care acum se spune că-i drog, fiecare și poșe câte un car, două de cânipă, ne duceam la siret, o pune la murat, de acolo o aducem acasă, pune o femeie și o bătie și făce preșuri, pânză cu bumbac și ne făce haine de toate felurile este pentru copii. Că eram mulțușor de cum era atunci. Nu era, făce o soție un copil de care cu cânipă, care acum se spune că-i drog, fiecare și poșe câte un car, două de cânipă, ne duceam la siret, o pune la murat, de acolo o aducem acasă, pune o femeie și o bătie și făce preșuri, pânză cu bumbac și ne făce haine de toate felurile este pentru copii. Că eram mulțușor de cum era atunci. Nu era, făce o soție un copil și era gata. Atunci nu era niciun fel de... Era spital, într-adevăr, ne ducem, Doamne ferește, dacă se întâmpla ceva, dar de operat, ne opera la Iași. Că așa m-a dus mama pe mine și m-a operat la Iași de apendicită, că nu era în spital medici pentru operații decât numai la Iași, era numai pentru interne, boli este care în general. Am crescut așa cu... puțin cu ce au fost, dar am trăit toți, tot vârstri înaintate. 80, 60, 85, am trăit toți frații am vârstri.